Așa. Vreau din suflet ca prietena mea, Rodica, să vă poată da un testimonial, să vă mărturisească ea personal experiența cu aceste produse care au intrat în contact. Și faptul că, așa ca și dumneavoastră și ca și mine de altfel, și ca și Laura și ca și Alina, am mai avut contact cu alte companii, nimic de spus, dar jos pălăria pentru fiecare. Dar dacă dau un ban, e vreau să știu că acest produs m-a vindecat, m-a ajutat acum, imediat. Nu să aștept nu știu ce și nu știu cum. Dar ați văzut că și pe Messenger v-am trimis două videouri importante cu compania pe scurt și v-am trimis un testimonial. Dar acum vreau pe viu ca să vă vorbească Rodica. Rodica, ai cuvântul. Bună ziua, mă bucur să vă cunosc. Bună ziua! Sunt, așa cum a zis Ancuța, un expert contabil, adică un om stresat și un om consumat de cifre și de clienți care, fiecare cu problema lui, o îndreaptă spre economist care trebuie să fie de toate. Dar în momentul în care eu am cunoscut această companie și aceste produse, ce m-a determinat să le utilizez? Făcând cercetări personal pentru fiecare produs în parte, chiar dacă la început am avut puțin scepticism, așa cum are fiecare persoană, pentru că până la urmă e normal. Nu putem să credem chiar tot ce este pe piață, de-aia trebuie să și cercetăm să vedem ce este cel mai bun. Eram un consumator anterior de produse atât de la Aloe Vera, chiar și Life Care, multe feluri am probat de-a lungul timpului, că nu-mi plac chimicalele. Îmi place să consum produse naturiste. Eram o persoană cu probleme de tensiune, hipertensivă. Din păcate, tratamentul aveam de 4 ani și ceva chimical, pentru că acolo este un pic mai dramatic, să spun așa, și toată lumea te sperie că cu fiecare zi în care nu-ți iei tratamentul chimical, ți se scurtează viața cu 5 ani. Având copii, nu vroiam să mi se scurteze viața, vroiam invers. Apoi, având, din păcate, o moștenire genetică spre aceste boli, adică din bunici încoace, cam toți au murit de aceleași probleme. Cardiovasculare, de circulație, tensiune și chiar diabetul dintre ei. Atunci am zis că trebuie să fac ceva. Anul trecut, în octombrie, când, mai exact septembrie, Ancuța m-a contactat și nu am luat în seamă chemarea ei. Apoi, în octombrie, mi-am pierdut fratele, care avea 67 de ani, doar din aceleași motive de boli. Am zis, gata, trebuie să fac ceva. Eu am încă copii care, cea mică are 15 ani, trebuie să o cresc, deci nu mai stau pe gânduri. Trebuie să fac ceva cu viața mea, altfel, încet, încet, ajung pe urmele lor. Mai ales având deja tratament de tensiune. Apoi, cu varicele nu mai spun, datorită meseriei mele care mă ține foarte mult pe scaun și foarte multe ore, adică, așa să vă imaginați, între 12 și 14 ore, nu între 8 și 9 ore, aveam o tragedie, deja. Kilograme în plus, etc., sunt multe de spus. Cert este că de-abia în luna ianuarie, mai exact, la sfârșitul lunii ianuarie, de-abia i-am dat crezarea Ancuței și am început să cercetez fiecare produs pe care mi l-a prezentat, căutând fiecare ingredient care îl conține, să văd ce, la ce mă ajută, văzând și concentrația care există la fiecare, de pe site-ul Jones Global, există acolo o prezentare nutritivă pentru cele care sunt suplimente nutritive și o prezentare pentru cele care sunt produse cosmetice. Am zis, da, se poate să fie adevărat. Ok, o să dau curs la întâlnirea de prezentare, așa cum se obișnuia atunci, să mergem personal la acea întâlnire de prezentare a produselor și a afacerii. Că până la urmă este și o afacere, nu sunt doar produse de utilizat. Ce m-a captat, așa cum am zis, prima dată au fost produsele, dar pentru că la acea întâlnire diamantul sau directorul nostru pe Europa, să zic așa, domnul Laurent, a prezentat și afacerea dintr-un punct de vedere foarte echilibrat comparând cu celelalte companii pe unde am mai activat eu pe sistemele mele.
Și am înțeles că nu-i MLM, că este un network marketing și că aici se merge pe un sistem binar, mi-a plăcut mai mult, vă zic cu sinceritate. Nu m-am așteptat nici la efectele produselor, cele care au venit pe parcurs după ce le-am utilizat, și nici chiar la rezultatele financiare pe care le-am obținut după acest lucru. De ce? N-am vorbit absolut cu nimeni o lună de zile până eu am utilizat aceste produse și am văzut efectele. Deși, la prezentare a zis, nu trebuie să faceți nimic decât să vorbiți cu două persoane. Nimic mai mult, două persoane. Ce să vorbesc cu două persoane? Prima dată am zis eu așa, ca economist. Mai întâi să văd eu ce-i cu mine, apoi văd eu ce vorbesc. Așa s-a și întâmplat. Efectele pozitive au început să vină exact după două săptămâni de utilizare, nu după o lună de zile. Dar mi-era puțin, teamă de a vorbi. Am vrut să văd cât durează efectele astea, să nu mă hazardez să spun ceva, mai ales că eu, lucrând cu atâția oameni, am multe cunoștințe și așa, zic, măi, nu zic, că poate nu iese chiar așa cum cred și să nu mă fac de rușine. Astăzi vorbesc cu o mare libertate de exprimare pentru că aceste produse mi-au redat sănătatea. Astăzi pot să stau și 16 ore pe scaun, că tot nu mă dor nici picioarele și nici coloana. Pe lângă faptul că v-am zis că aveam mai multe boli, am și o hernie dublă lombară pe C4, C5. Așa că L4, L5, scuze. Astăzi pot să stau pe scaun, că nu mă doare niciuna nici alta. După primele două săptămâni am început să simt ușurarea durerilor. După a treia săptămână, într-o dimineață îmbrăcându-mă, am sesizat că varicele mele s-au tras. Adică am urmele albastre pe picior, pentru că din cauza atâtor ani se pigmentează pielea și rămâne urma. Dar nu mai erau umflate, înainte erau ca și cârnații pe picioare. Acum nu-mi venea să cred. Pur și simplu, piciorul meu, pielea mea era dreaptă. Mi-amintesc că chiar am sunat-o pe Ancuța, am zis, nu-mi vine să cred ce efecte au pe venele mele. Deci chiar a fost o reacție surprinzătoare la mine, la toate efectele. Astăzi vă zic că nu mai folosesc nici chiar medicamentele de tensiune. Adică am obținut și o reglare a tensiunii. Înainte, pe lângă că aveam tensiune, uneori era oscilatorie și ori era prea mică, ori era prea mare. Astăzi nu mă mai confrunt cu aceste situații, sunt ok. Recomand cu mare căldură tuturor oamenilor, indiferent cât ne ascultă sau cât mă vor mai asculta, având în vedere că Ancuța înregistrează, să le utilizeze. E adevărat, nu sunt ieftine și poate uneori pentru noi o să spunem că prețul este cam scump comparând cu celelalte companii pe care dumneavoastră le-ați frecventat sau le cunoașteți, dar și efectele sunt pe măsura costului. Cu toată sinceritatea și vă zic că din punct de vedere al economistului care știu că un produs trebuie să fie costul pe măsura beneficiului, atunci pot să spun că acestea sunt unul la unul și își merită bănuții. Poate chiar un plus, nu numai unul la unul, că unul plus la beneficii. Vis-a-vis de afacere, afacerea s-a creat singură, vorbind despre efectele pozitive ale acestor produse cu prietenele mele, cu cunoștințele mele, fiecare a dorit să încerce și să vadă într-adevăr dacă funcționează. Pot să vă spun că toți cei din care colaborează cu mine și care și-au achiziționat aceste produse sunt foarte mulțumiți, se simt extraordinar. Da. De ce spun că se simt mulțumiți? Pentru că și continuă business-ul în a doua, în a treia lună și așa mai departe. Trebuie să înțelegem și așa cum probabil și știți, orice produs naturist trebuie utilizat pe 3 și 6 luni ca să aibă și efectul dorit. Fiecare de problemele de sănătate pe care le are. Ori aceste fete, aceste colaboratoare ale mele, văzând efectele pozitive pe care le au, bineînțeles că și-au dorit ca să consume și a doua și a treia lună. Eu nu pot să vă spun decât să aveți încredere în produse, iar în ceea ce privește business-ul, cu siguranță va veni de la sine ulterior efectelor pozitive pe care o să le aveți în urma consumărilor.
Mulțumim, Rodica. Doamna Cami, vis-a-vis de ceea ce ați auzit, ce întrebări ați avea acum, de exemplu? Nu, deci eu merg pe medicamente, pe da, medicamentele naturiste, sunt de acord cu ele. Sunt mai de acord decât cele chimicale și așa, și cred. Eu chiar că sunt medicamentele. Bun, da, vis-a-vis de ce a zis Rodica, adică echivalentul preț-calitate, credeți că trebuie să primeze undeva, adică totuși plătești niște bani, dar să vezi că ai și pe tine rezultate, să nu fie așa cumva, oh, ok, am plătit, dar n-am simțit nimica, adică, nu știu, trăim în secolul 21, trăim acum într-o perioadă în care trebuie și este remarcant de primat calitatea unei a unei vorbiri, a unui produs. Dacă noi nu avem calitate acum, dacă noi nu demonstrăm asta prin produsele noastre care noi le consumăm, credeți că o să fie acea companie, o să aibă succes, acea oportunitate va avea succes, să va avea creștere. Nu știu dacă ați auzit, am prezentat partea primordială a companiei, este numărul 1 în top pe global. Da, am auzit. Atunci gândiți-vă, nu știu, pentru mine este un lucru fantastic, adică să fii tu numărul 1 în top mondial în momentul în care tu ai început, să zic, de 10 ani de zile. Nu știu, asta cum vedeți, dar sunt companii care sunt peste 100 de ani, dar nu au ajuns să fie în top mondial. Dacă aceste produse nu ar fi de această calitate, mai ales dumneavoastră ca și psiholog, ia? Da, eu, Rodica ca și expert contabil, Alina ca și director, Laura ca și director de firmă, Janina ca și un antreprenor, credeți că noi am putea să supraviețuim? Și acum, mai ales în criza aceasta. Eu mă întreb așa, ca de la om la om, știți că noi acum purtăm o discuție împreună, da, da, să da, putem da. Să vedem A, B și C, să putem clasa și să putem trasa, da, o linie, ce vreau, unde sunt și unde vreau să ajung. Pentru că dacă noi nu știm asta, numai pierdem timp. Timpul este extrem de prețios. Timpul este foarte, foarte scurt. Dacă noi n-am avut până acum rezultate și am făcut 1000 și lucruri, știți care este definiția nebuniei? Este să faci aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite. Nu se poate. Nu are cum. Atunci, eu, doamna Cami, eu ce vreau? Pentru că acum este o stagnare din asta mai critică pe plan mondial, deci nu numai în România, da? Suntem aici, închiși în casă și așa mai departe. Eu aș vrea ca să dați startul, să testați pe dumneavoastră. În primul rând, ce vreau? Alina Tonca este aici, normal că am avut eu pe toată lumea care este aici și nu numai, că sunt foarte mulți, eu i-am recrutat personal pe toți. Alina Tonca, de exemplu, prima dată, bineînțeles, ea este tânără, cred că este deodată cu băiatul meu, dacă nu mă înșel, ea zice, tu, Ancuța, pe mine eu sănătoasă, tu, deci eu n-am probleme. Dar eu vreau ca să știu dacă cremele au efectele și au calitatea care pe mine mă interesează. Și ca să eu o pot, ca eu să o pot ajuta pe Alina, i-am spus, Alina, eu vreau doar tu ca să îți comanzi, iar eu îți semnez. Pe vremea aia așa era, trebuia să plecăm la Milano și era așa o problemă că una au renunțat, trebuia să, mă rog, era o situație mai delicată. Și a spus, uite, eu îți semnez că dacă tu nu vei fi mulțumită de aceste produse, eu îți dau bani înapoi. Nici o problemă, pentru că ea este un om de calitate. Alina, te rog să confirm dacă zic ceva, dacă nu zic bine, te rog să confirm, pentru că... Da, așa este. Știu că Ancuța mă sunase și îmi zicea, uite-te, îți comanzi produsele, le încerci și am o șansă pentru tine. Mergem la eveniment la Milano, tot e asigurat, cazare, transport, tot. Și am zis, Ancuța, lasă-mă, eu nu cred în așa ceva, atâtea companii am auzit, am încercat, Avon, Oriflame, Amway, nu are sens să le spun că le cam știm toți. Și am zis, Ancuța, eu am creme de la 50 de lei la 5 milioane. Dacă cremele astea de care îmi spui tu fac ceea ce îmi spui că fac, eu mi le comand indiferent când ar costa. Și Ancuța mi-a zis, Alina, comandele, vorbim de o firmă de calitate care are garanție 100% și eu îți promit că personal mă ocup, dacă tu nu ești mulțumită, să le trimitem înapoi și îți primești banii înapoi.
Și am zis, ok, ce am de pierdut, hai să le încerc. Le-am comandat și chiar, eu iubesc Milano foarte mult și îmi place să călătoresc foarte mult. Și, nu știu, eram foarte decisă să nu merg și chiar cu două zile înainte de călătoria la Milano m-a sunat din nou Ancuța și mi-a zis, uite, s-a întâmplat un eveniment nefericit la una dintre persoanele care au semnat și vor să vină. Vrei să vii? Și am zis, deja sunt prea multe semne. M-a convins și cu produsele să le încerc. Mă sună și cu două zile înainte, zic, gata, vin. Și am mers la Milano, unde am văzut și lideri, am cunoscut-o și mai bine pe Ancuța, am văzut că nu vorbește prostii, pentru că n-aveam de unde să știm, că nu o cunoșteam. Adică am cunoscut-o cu două săptămâni înainte să mergem la Milano. Și acolo am fost și mai convinsă de tot ce înseamnă și business și tot ce înseamnă leadership în această firmă. Deci, doamna Cami, vreau ca să înțelegeți că noi aici dorim să fondăm o piață, atât România cât și UK. Noi dorim foarte serios să privim lucrurile. Deci nu ne jucăm, hai că mă scriu, îmi iau un AM, îmi iau un PM, îmi iau un Finiti, îmi iau un Rezervă, îmi iau un Revital Blue, îmi iau... Și am terminat. Oamenii au nevoie de calitate. Oamenii au nevoie ca ei să fie ajutați, să fie frumoși, să fie sănătoși și să aibă bani în buzunar. Dar cu ce companie? Cu ce companie? Dumneavoastră, cum vedeți? Vedeți o diferență între Ferrari și o Dacia? Sau nu vedeți diferență? Da, da, văd. Numai că acum am și vorbit mult cu lumea așa și se fac la Snap înscrierile gratuite și le-am spus, uitați, înscrierea e gratuită, nu vă costă nimic și așa. Și tot mi-au zis că în zilele de astăzi ei nu au bani. Cel așa puțin este. În România. Așa este. În România. Bun, așa este, dar acum, așa cum am discutat, acele produse nu le cunosc. Îmi cer scuze, nu cunosc acele produse. Da, nu e nicio problemă. Îmi cer scuze, dar gândiți-vă, noi vorbim despre scuze, despre un brand internațional, un brand mondial, care nu are competitori pe piață. Credeți dumneavoastră că dacă dumneavoastră o să veniți cu testimonialele care eu vi le-am trimis pe Messenger și veniți cu acest video, care eu am să-l postez da, și pe YouTube și o să-l postez, că de acum o să creez reclame, pentru că eu lucrez acum, vreau să lucrez intens, să-mi ajut și fetele ca să le ajut și pe ele să lucreze intens pe reclame, că acum nu avem altă soluție. Credeți dumneavoastră că lumea ar respinge un produs revoluționar care să îl poată ajuta instant să nu mai ia tratament alopat? Deocamdată, da. Cât stau în casă, lumea se plânge că nu are bani, că nu lucrează, că sunt în șomaș, că etc. Așa este. Însă online noi găsim persoane care au această posibilitate, da? Din toată România aceasta ne găsim persoane care au această posibilitate și sunt persoane foarte bolnave, care ele caută. Apoi punctul 2, avem nevoie de un loc de muncă. Ceea ce este extrem de important, locul de muncă sau banii, da? Această companie oferă și contract full-time și contract part-time pentru cine vrea ca să facă o performanță. Știați asta? Nu știați asta, așa-i? Alo, oare m-auziți, doamna Camelia? Da, vă aud. M-auziți? Deci compania Genes contribuie și la acest, la acest pas ca să ajute oamenii să, prin contract, să aibă și un salar pe lună. Bine, este un contract doar pe 6 luni, dar este și această posibilitate. Pe baza, deci pe dumneavoastră, din aceste trei, să zic așa, puncte, frumusețe, sănătate și bani, care v-ar interesa? Păi, în primul rând, sănătate. Dar, bravo, deocamdată, Doamne ajută că, cel puțin așa zic, sau vreau să cred că sunt ok. Pe urmă, banii și frumusețea, sau nu știu, banii și frumusețea așa, pe amândouă. Pe amândouă. Nu pot să zic. Da. Și în momentul actual, cum dumneavoastră le-ați putea realiza, de exemplu, aceste lucruri în momentul actual? Păi, deocamdată eu lucrez foarte mult online.
Așa. Și consilierea mi-a mutat-o online. Bine, sunt multe persoane care au refuzat, că de-aia zic. Îi aveam la cabinet și le-am propus, haideți, pentru siguranța noastră, am așa dumneavoastră, să ne întâlnim online. Sunt unii care au refuzat. Că ei nu vor online, că na, vor față în față și așa. Sunt unii care au rămas și ne întâlnim online. Și da, în perioada asta, da, toată activitatea mea mi-o desfășor online. Așa, dar aceste persoane cu care dumneavoastră ca psiholog vă întâlniți, au probleme, în primul rând, depresia și probleme de anxietate cu referire la problemele actuale care sunt acum, da? Și problemele actuale sunt lipsa locului de muncă. Marea majoritate dinainte. Așa. Și atunci, practic, noi venim și cu soluția aceasta. Dumneavoastră puteți să oferiți această soluție, da, cu locul de muncă, dar v-am spus, diferența este majoră pe care noi o avem vis-a-vis de alte companii, pentru că de aceea suntem pe primul loc în lume. Am înțeles, da. Deci nu suntem, eu știu, nu ne putem compara cu astea de companii. De aceea noi și eu, practic, doresc ca să vă ajut să conștientizați aceasta. Că în momentul în care tu oferi un produs de calitate, de exemplu, vreau doar să vă arăt numai o secundă. De exemplu, acest produs, da, se numește Instantly Ageless. Vedeți că în România sunt foarte multe saloane de înfrumusețare, da? Foarte multe. Și toate femeile doresc ca să nu mai aibă riduri peste noapte și folosesc acid hialuronic, folosesc botox, folosesc chirurgia estetică și multe implanturi, da? Dacă acest produs rezolvă în 2 minute problemele pe care oamenii le au și costă doar 10 lei, nu vi se pare că este foarte ieftin? Ba da. Deci acest produs, da, o fiolă costă 10 lei, o fiolă se poate administra de 4 ori, da, sau de 5 ori, depinde cât de ridicat este tenul, pe pielea umezită, în prealabil, nici o dată pe fața uscată și pusă pe zona unde este ridul. Și în 2 minute, oricum o să vă trimit și un video, da, în privat, la pe Messenger, să vedeți în 2 minute nu mai există riduri și ciartăne sau pungi. Atunci, gândiți-vă dumneavoastră la acest aspect. Și haideți ca să revenim, eu știu, să zic mâine, să discutăm mai departe, da? După ce vă gândiți la acest aspect, ca să putem concretiza. Bine? Să nu... Acum, dumneavoastră, v-ați gândit, v-ați, să zic așa, lămurit cu anumite lucruri. Noi am fost aici și suntem aici cu dumneavoastră și vă spunem că vă iubim și că mulțumesc, vă spunem bine ați venit. Atunci, vreau să discutăm mâine, dar o să-mi spuneți dumneavoastră pe mesaj când ar fi mai convenabil să intrăm pe Zoom, să putem să vă explic despre situația asta, pentru că, să știți, orice s-ar întâmpla, oamenii vor dori să fie frumoși, vor dori să fie sănătoși și sănătatea primează oriunde în lume. Și atunci, gândiți-vă la acest aspect. Bine, doamna Camelia Scumpă? Bine, vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Dragilor, noi ne auzim, da? Astăzi, mai târziu, v-am înregistrat, o să vă țin la curent cu video și așa. Și, doamna Camelia, atunci ne auzim mâine, după masă, la o zi pe care dumneavoastră o considerați convenabilă. Fetelor, vă iubesc, ne auzim, v-am pupat, la revedere, pa, pa! O zi frumoasă! Asemenea, v-am pupat!